După cum ați înțeles, aceste imagini au fost la început. De atunci au trecut 260 de zile de război. Și toate aceste lucruri care în câteva imagini le-am văzut sunt doar niște picături de apă într-o mare mare cu ceea ce se întâmplă acolo la răsăritul țării. Vreau să vă spun acolo au dispărut orașe întregi. Sate care nu vor fi mai niciodată mai mult Restaurite, sunt pământ făcut. Acolo este o groază care un om normal, european, cum noi suntem astăzi în Europa, nici nu putem să ne imaginăm în mintea noastră. De multe ori sunt diferite speculații pe tema aceasta, mai ales politicienii caută cumva să atragă oamenii de o parte și de alta, dar atunci când mergi în zona aceea, sunt frați care, regulat, se duc în zona de război, la linia întâia, practic, acolo unde se, 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 se explodează, se, se fac aceste lucruri, este un dezastru. Astăzi dimineață, chiar astăzi dimineață, de la ora 8 până la ora 12 era alarma anteriană pe toată Ucraina. Și eu eram în biserică din Padova și mă uitam cum cântau copiii și spuneam, Doamne, ce minunat lucru! Ce binecuvântare avem copiii noștri, sunt bine! Copiii noștri cântă lui Dumnezeu, cântă din instrumente. Dar copiii, sute de copii și mii de copii stau în subsoluri în Ucraina, ascunse de, de gloanțele și proiectilele inamicului care vrea să le ia viața. Mi-aduc aminte de nepoțica mea când s-a început acest război în primele zile, știți? Noi nu înțelegeam ce se întâmplă. Și ea când auzea alarma anteriană, noaptea, la 1, la 2 noaptea, la 3, prima se scula, își lua pirnuța și plapuma și mă și spunea Haide, haide să fugim sub scară, să ne ascundem, ca cumva să nu cadă o rachetă peste noi. Știți, noi trăim în regiunea Cernăuți și acolo în regiunea Cernăuți vin mulți frați și cu adevărat este o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Acolo, acum în ultimul timp, două, două rachete au ajuns, au fost lovită o hidrocentrală pe râul Nistru și a fost destrus acolo niște niște transformatoare care dau curentul, căci scopul acu acum Rusiei este să ne lase în timpul de iarnă fără curent, fără căldură, fără apă, fără nimic. Adică într-o într stare de nu știu câți ani în urmă, sute de ani în urmă, cum trăiau oamenii când aveau aceste lucruri. Și vreau să vă spun, o mare parte, sute de mii de oameni astăzi așa trăiesc în zonele de război. În zonele de război sunt lacrimi, este durere, este, este omor, este distrugere, este despărțire. Mamelor, bucurați-vă din timpurile care trăiți de har. Puteți vă ține copilașii în brațe și nu trebuie să stați undeva în subsol. Taților, bucurați-vă că și nu sunteți urmați de, urmăriți de, de militari să vă dea foițe, să primiți invitația la război. Îi mulțumesc Domnului, până acum n-am putut ieși din țară, n-am derit-o, am 55 de ani și sunt dator față de stat, ca militar. Dacă au nevoie de mine pot să mă cheme la război în orice moment. Și dacă nu te duci îți dau șapte ani de închisoare. Nu este ușor acest lucru, știți? Nu este ușor. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că și chiar în timpul acesta, în timpul acesta greu, Dumnezeu a rânduit astăzi să fiu în locul acesta și sunt însărcinat din partea conducerii bisericilor, tuturor bisericilor din Ucraina, din partea fratelui episcop Panocico, Să vă mulțumesc din toată inima, nu numai bisericii din Mansuie, dar tuturor bisericilor române din țările Europei și din România. Să vă mulțumesc din partea Comitetului Executiv a bisericilor din regiunea Cernăuța, Bucovinei. Fiindcă și frații spuneau acolo, dacă nu erați voi, frați și sorori, dacă nu era inima voastră deschisă, ne-am mirat, a rămas uimiți. Pe data de 24 s-a început războiul și pe 25, pe o parte de graniță și de alta, deja erau frații credincioși. Au pus corturi, au adus mâncare, au dus lucrurile în și deja primeau oamenii care fugeau de război. A fost minunea lui Dumnezeu cum s-a lucrat. Sute și sute de mii de refugiați au trecut prin regiunea Cernăuți și s-au dus în Europa. Sute și sute de mii. Astăzi undeva în Cernăuți s-au așezat și străiesc acolo undeva 60 de mii de persoane. În toată regiunea undeva ajunge la 140 de mii. Vă închipuiți la un moment dat atâtea, atâtea persoane a crescut într-un loc. Dar vin oamenii și îi mulțumesc lui Dumnezeu și spune, nu înțelegem ce se întâmplă. Vreau să vă spun, în anul 2009 în Bruxelles a fost o prorocie către păstorul nostru, fratele Toader Gorda. A fost o prorocie care când ne-a spus-o, vă spun cinstit, n-am ce mă ascunde, mă cunoaște Dumnezeu, n-am vrut să o cred. Și prorocia spunea următoarele cuvinte, bărbatule, care a venit dintr-o țară străină, nu va dura mult timp și pe meleagurile care trăiești se vor întâlni două puteri, puterea de la răsărit și puterea de la apus și va fi mare vârtej, un mare vârtej și un mare mălcel și o mare vărsare de sânge. Și asta era anul 2009. Nici nu ne, prin minte nu ne trecea aceste lucruri. Dar spune, dar pentru cei care vor rămâne credincioși, cei care vor rămâne lângă mine, eu voi pregăti o cameră de adăpost. Și știți, ne-am gândit atât de mult cam ce ar, acum când vedem aceste lucruri reale, ne-am ce ar putea să însemne această, această cămăruță de adăpost. Și ne-am dat seama, acestea sunt rugăciunile bisericilor. Bisericile din diasporă, bisericile de pe, tot, de pe toată fața pământului astăzi se roagă pentru pace în Ucraina. Noi tot noi, noi nu dorim moartea nimărului, frați și surori. Nu ne dorim moartea inamicului, nu vrem, doar îl rugăm pe Dumnezeu ca poate la o veste. Dumnezeu știe cum să facă, să facă să se întoarcă în țara lor și să ne elibereze pământurile acestea atât de, de, de groaznic invadate. Astăzi au au calculat căci pentru a scoate minele, adică bombele care rămân pe câmpurile de bătălie, dacă astăzi s-ar termina războiul, cu ajutorul Europei, adică cu NATO, ne trebuie să 15 ani, frați și surori, 15 ani în fiecare zi militarei să scoată atâta armament, atâta s-a adus pe pământul acesta a Ucrainei. Vă închipuiți ce înseamnă război. Câtă durere, frați și sorori, cât, cât necaz. Și noi suntem aici cu frații cu un scop foarte clar. Pe lângă faptul că -și problemele în Ucraina nu că s-au început și s-au terminat, ele și cresc și sunt și mai mari și mai multe, mai multe sunt probleme să-i în viața Ucrainei, fiindcă cu zi ce trece economia tot este mai jos, Acum ne-au distrus deja undeva 40-45% din, de procente din puterile energetice. Adică dacă până acum Ucraina avea peste măsură energie de unde vinde, adică da și la altele țări, astăzi nu ne ajunge. Deja avem, trăim din nou cum în anii, cândva, nu știu, poate țineți minte cineva din timpul lui Ceaușescu, cum era în România, acum noi din noi ne-am întors. O jumătate de țară se stinge lumina de dimineață până la amiază, și o jumătate de țară de la amiază până seara. Și așa se schimbă acest grafic de, de stingere a luminii și oamenii încearcă cumva să supraviețuiască. Dar aceasta nu este cel mai greu. Aceasta nu este cel mai greu. Cel mai greu este atunci când oamenii obosesc. Noi ne-am obosit de război și eu cred că și voi v-ați obosit. Deci este știri. Nu este ușor, nu este greu. Noi ne-am gândit că ceea ce asta va fi, noi ne-am învățat. Suntem în viacul 21, viacul vitezei, unde toate se face repede, unde avem telefoane, unde avem lucruri și vrem totul să se facă repede, dar acum ne-am întâlnit cu un lucru care nu s-a așteptat nimeni. Nimeni nu s-a așteptat. Știți, mă gândeam, vorbeam odată în biserică și spuneam, fraților, ne doare atunci când nu suntem noi implicați într-o situație? Când era războiul în Siria, spuneam către biserica în care îi păstoresc, spuneam cine nu doarme bine în casa lui că era război în Siria? Mulți nici n-au auzit. Și acolo mureau copii, mureau bărbați și femei, se vărsa sânge. Și acum a venit peste noi, în Ucraina, acest lucru. Și este dureros. Este dureros să, să trăiești cu aceste alarme, cu aceste sirene și nu ne bombardează. Eu vreau să vă spun, eu am fost implicat cu construcția casei de rugăciune și n-am avut ocazia să mă duc în zona de război. Cred că și numai de cât voi merge. Vreau să mă duc acolo cu frații ca să pot și eu pune ceva la un umbră la această lucrare. Dar, frații care se întorc de acolo, îi văd tot cu părul mai lai. Însuresc frații, mărgând încolo și vin înapoi de groaza care se întâlnesc. Oameni distruși, oameni fără viitor, oameni care au pierdut totul, nu mai au familii, nu mai au case, nu mai au serviciu, nu mai au nimic. Dar oameni care inima lor mai bate. Și noi trebuie să devenim o binecuvântare pentru ei, frați și surori. Noi trebuie să ridicăm, să fim o binecuvântare, suntem chemați de evanghelie, de Domnul nostru Isus Hristos la acest lucru. De ce, Dumnezeu, încă o dată, să vă binecuvânteze pentru tot ajutorul care l-ați făcut. Aproximativ 25 de tiruri a venit cu ajutorul bisericii din Mansuie. Eu multe personal le-am întâlnit, le-am fotografiat pentru frați ca să nu fie manipulare. Deci asta se auzea diferite lucruri, că dispare, nu ajunge, se vinde. Vreau să vă spun, au ajuns la destinație. Au ajuns la destinație, au fost descărcate în depozite, au fost perincarcate în furgoane și duse acolo în zonele unde este de necesitate neapărată la moment. Dumnezeu să vă răsplătească. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să ne ajute să nu lăsăm mâinile în jos. Nu de mult am avut trei zile de post în biserica din Costiceni, care este o biserică mică după membri. Suntem doar 27 de membri în acești aproximativ 4 ani de când este biserica. Dar acolo, știți cu mulți tineri s-au fugit cu războiul, alții stau pe în case, sunt oameni care de la începutul războiului, bărbați care n-au ieșit niciodată din curte, din casele lor. Oamenii se tem. Se tem de să nu ia la război. Acum am început, avem o, un fel de mormântări noi, n-am avut până acum. Vin soldații, de pe front, 21 de ani morți, 22, 27, 30 și așa mai departe, cu familii. Și suntem chemați noi ca biserică să-i mormântăm și lângă noi vine fanfara cu militarii și așa împreună cumva încercăm să, 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 cumva să mângâiem părinții aceștia, cumva să mângâiem pe oamenii aceștia, mamele aceștia care își primesc copii în secriuri, copii care ar putea să trăiască, care ar putea să, fie, să aibă un viitor, dar cu părere de rău, aceste lucruri se întâmplă astăzi în Ucraina și aș vrea atât de mult să vă rugați pentru Ucraina. Noi în Ucraina, de când s-a început acest război cu biserica, cel puțin din Voloka, dar știu că și toate bisericile s-au luat metoda lor. Noi practicăm rugăciunea 24 în 24 și 12 luni pe an. Așa ne-am angajat. Adică fiecare membru are 10 minute. Așa nu e împărțit. Unii de dimineață, alții la amiază, alții la sară, alții noapte se trezesc, dar fiecare are 10 minute când vine și acest lanț de rugăciune continuă. După cum v-am spus că ce am înțeles, că și doar în Isus este salvare, doar în Isus este adăpost. Fără de Isus suntem nimica, suntem praf, suntem țărână. Suntem niște flori frumoase care, care răsar și care înfloresc atât de frumos, dar la o, o bătaie de vânt, ne uscăm și nu mai suntem. De aceea Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru tot binele care l-ați făcut. Ne-ați ajutat la construcție. Avem și noi o casă de rugăciune și atât de mult, dacă ar fi posibilitatea, aș vrea să vă invit pe toți să veniți să ne vizitați. Întotdeauna când ne rugăm pentru biserica din Mansuie, parcă vă simțim alături, prin frații care ne vizitează, prin faptul că și de multe ori vă urmăresc online văd mersul frumos al vostru, rânduiala care este în biserică și atât de mult mă bucur și caut și eu ca slujitor să eu exemplu de la bisericile care sunt mai înstărite, bisericile care sunt mai așezate, așa să spunem așa. Noi suntem începători acolo și toți cei care au venit în biserică sunt oameni din lumea aceasta și știți cum, ca niște băbiluși. La un copil nu îi dai un, un vas de, 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 de sticlă sau de porcelan să se joace că îl strică, nu? Și este nevoie de multă, de multă atenție. Dar bunul Dumnezeu care ne iubește atât de mult se îngrijește și de bisericile din Ucraina, și din bisericile din Italia, și din România, și de pe întreg pământ. Dumnezeu să fie lăudat. Aș vrea, frați și surori, așa după cum fratele Iulian a. Acest loc din Biblie l-a adus aminte din 1 Timotei, capitolul 2. Și știți? de multe ori noi ne punem întrebarea aceasta și avem îndoiele în inimile noastre, oare să ne rugăm sau nu să ne, să ne rugăm privim la oamenii din jurul nostru și ne gândim, da poate oamenii ăștia au păcătuit, dar poate oamenii ăștia sunt un fel sau un altul, eu vreau să vă spun ceea ce ne-a învățat Domnul Isus Hristos este o învățătură destul de bună și de înțeleasă pentru noi și spune nu judecați și nu veți fi judicați nu osândiți și nu veți fi osândiți Așa ne învață Domnul Iisus Hristos, ci în schimb ne învață să ne rugăm pentru toți oamenii. De ce să ne rugăm pentru toți oamenii? Vă dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în decătorii. Pentru ce, în primul rând? Uitați-vă, ca să putem duce astfel o viață pașnică. Cine? Noi, frați și sărori. Uitați-vă, în schimbul rugăciunilor noastre care noi le-o face pentru Ucraina. Să nu fiți, să nu vă pară că ești prea mult. Ori de câte ori vă îngenuncheați undeva, ori de câte ori aveți o clipă, mergeți în mașină, fraților, chiar la volan. Doamne, ai milă de Ucraina. A venit groaza, a intrat în copiii noștri. Nu mai avem școală normală. Copiii, unii învață online, alții nu mai învață, școlile multe sunt închise, chiar și în regiunea Cernăuți, căci atunci când este alarmă, toți trebuie să fugă în, în subsoluri amenajate. Și cine a fost pregătit de așa ceva? Dumnezeu să ne binecuvânteze. În primul rând, pentru ca noi să ducem o viață pașnică și liniștită, cu toată ivlavea și cu toată cinstea, Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Cine vrea lucrul acesta? Dumnezeu! Ultimul lucru care guvernul rus l-a primit ca, ca lege, a spus așa, în Ucraina sataniști toți și numai dacă noi biruim Ucraina, numai o religie trebuie să rămână, religia ortodoxă moscovită. Toată restul, tot restul ce este credință, trebuie să dispară, să fie anulat. Eu vreau să vă întreb, voi v-ați dori așa, un, așa o, o programare, așa un viitor? Ați dori pentru copiii voștri acest lucru? Fraților, eu am rămas uimit. Și am înțeles un lucru, oamenii aceștia sunt demonizați, oamenii aceștia vin cu o putere satanică asupra țării noastre și dacă invadau Ucraina, ei nu se opreau. Posibil astăzi, multe țări europene erau încălcite în acest război. De aceea, vă rog, haideți să ne rugăm, să avem o rugăciune sinceră, să avem o rugăciune Așa ca copii, știți? Copilul când se apropie de tata și îl roagă ceva pe tata și cunoaște inima lui tata. Are un tată bun și se apropie de el și îi cere, spune, tată, te rog să-mi dai o bucată de pâine. Și chiar Biblia arată acest lucru și spune cuvântul lui Dumnezeu că când cere un copil pâine, tata nu-i dă o piatră, nu? Și când cere un pește, nu-i dă un șarpe, așa? Și noi, frași și surori, dacă Dumnezeul acesta e tatăl nostru, și noi dacă vom cere acest lucru, vreau să vă întreb, poate Dumnezeu? Uitați-vă, este plină Biblie de războaie, nu? Și războaiele acestea, vorbeam azi cu un frate, erau, aveau două scopuri în această Biblie. Primul era atunci când poporul Israel cotropea țara promisă. Și sta în spatele poporului acestor, sta Dumnezeu cu puterea lui și îi făcea ca zidrului, Iriconului să cadă și a făcut ca David la un moment dat să lărgească atât de mare, în, în atâta mărime, granițele țării Israel. Și un alt scop era când Dumnezeu vedea că și acest popor care el l-a binecuvântat, care i-a dat o țară unde curge lapte și mere acest popor care s-a îngreșat care avea de toate, avea case avea... la un moment dat acest popor întorcea spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu era nevoit să ridice niște barbari niște popoare străine să vină asupra lor să apese cu mâna madianiților sau amoriților sau alte popoare asupra lor ca ei la un moment dat să se gândească la viața lor să se aducă aminte că și de fapt l-au părăsit pe Dumnezeu să se întoarcă. Noi ne rugăm în țara Ucraina și spunem, Doamne, oprește acest război. Dar într-o zi mi-am pus eu personal întrebare, Doamne, dar pentru ce eu mă rog? Spunea frățiorul tânăr că și noi suntem datori să facem ceva. Vreau să vă spun nimeni în biserica aceasta, nu sunteți la voia întâmplării. Nimeni n-ați venit în locul acesta din pricina doar să stați să ocupați o bancă. Dumnezeu în fiecare din noi, mai ales în frați, a investit ceva ceresc, ceva duhovnicesc. Și El are niște așteptări clare asupra noastră ca noi, într-o zi, umplându-ne de puterea Duhului Sfânt și de înțelepciune, să mergem, să fim martori a Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta întreagă. Aceasta este minirea bisericii. Eu vorbeam la costiceni și le spuneam surorilor, noi nu suntem mulți, dar am avut ziua mulțumirii îmi pare rău căci n-au putut frații să vină, nici fratele Marius. Dar a fost o minune. În biserica noastră, în care nu era mare, nu mai încăpeau oamenii. Am umplut totul, și sala, și locul înainte săli, și sala de mese. Era plin de oameni, a avut peste 70 de oameni nepocăiți în afară de oamenii din altele sate care au venit. Și înainte, cu 5 zile, am avut un cuvânt din partea Domnului, și a venit sora și a spus, frate, am avut o vedenie. Și ți-o spun, dar nu știu cum vei înțelege-o. Spune, am văzut, mi-a arătat Dumnezeu că și pe scărele acestea se urcau sute de oameni. Și voi stăteați cu slujitorii și vă țineați de cap și nu știați ce să faceți. Și eu m-am gândit, da, sora, știu, am mai fost fratele Petrică în mijlocul nostru, din biserica dumneavoastră și tot a avut un cuvânt din partea Domnului că sute de suflete se vor mântui și am spus, da, va fi, știți? Va fi cândva acest lucru. Și n-au durat cinci zile. Și la început am ieșit în prag și întâlneam oaspeții și au venit 10, 20, 30. După 150 am început, am bate inima mai, mai des. După 250 mă uitam la soția mea, căci nu mai aveam mâncare pregătită mai mult ca să facem și o, o gustare la urmă. Și când s-a împlut totul, cu adevărat mi-am pus mâine și zis, Doamne, și acum ce să facem? Și Dumnezeu, în inima noastră ne a ne-a spus un lucru. Voi vestiți Evanghelia. Lucrarea este a mea. Eu voi pune în inimile oamenilor o sămânță care poate voi vreți mâine ea să încolțească. Dar cine își seamănă să sămânța în grădină și a să merge și stringe roșii? Poate cineva așa face, frați și sorori? Trebuie sădită, pregătit pământul, udată, stat acolo mai luat, prășită și așteptat un timp și într-o zi te găsești cu roșii în grădina ta. Așa este și în lucrarea lui Dumnezeu. Slavit să fie în numele Domnului. Noi la aceasta suntem chemați. De aceea aș vrea să vă rugați pentru Ucraina. Să vă rugați pentru ca Dumnezeu să ne dea această putere să nu obosim pe cale. Să nu obosim, frați și surori. Este scris în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, unde acolo discursul acesta a Domnului Iisus Hristos, unde ucenicii vroiau să, să știe ceva, să afle ceva și la un moment dat spune acolo despre vești de războaie și războaie și spune că aceasta este doar începutul durerilor. Știți, și eu îmi doresc, eu am nouă nepoți, trei copii care au familie și nouă nepoți. Și îmi pare rău că și numai trei, dacă îmi mai da Dumnezeu acum când am 55 de ani, îmi dau seama, era mai bine. Dar noi ne-am pocăit mai târziu și așa a rânduit Dumnezeu. Dar privind la ei, ce ne dorim noi pentru copiii noștri? Să crească, să ajungă mari, să aibă familii, să-i vedem slujitori, să-i vedem să-i slujească, toți așa ne dorim. Și mă gândeam, Doamne, pentru ce ne rugăm noi? Și m-am îngrozit. Știți ce m-am prins eu pe mine? Noi ne rugăm ca iarăși să trăim cum am trăit cândva. Și mi-am dat întrebarea, oare, oare Dumnezeu aceasta vrea? Dar poate Dumnezeu vrea ca noi să ne schimbăm gândirea noastră, să facem și noi ca acest Petru care. Când a văzut acea minunată pescuire, când a văzut atâția pești că se afundau cu răbele, a spus, Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos, Doamne! Doamne, cine sunt eu? Și Domnul le a spus, vină după mine și de voi face un pescar de oameni. Știți ce a făcut Petru? A lăsat și mreaja care a costat, a lăsat corabia care a costat, totul ce avea și nu numai el și fiul lui Zibidei la fel, cu tatăl lor, avea o firmă întreagă acolo cu, cu angajați, au lăsat totul și au mers după Isus Hristos. Cu adevărat cineva ar spune, dar frate, nu suntem chemați toți la această lucrare. Nu, nu, fraților, dar vreau să vă spun, nimeni nu poate să spună căci nu poate face ceva pentru Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și sorori. Să strigăm unii pentru alții. Dumnezeu a pus în noi acest lucru, dragostea lui. Dumnezeu ne-a umplut de Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat acele instrumente invizibile cu care putem lupta pe câmpurile unde Satan vine cu duhurile răutății asupra noastră, unde vine să caute, să ne, să ne curme viața, să facă să, să ne lege în păcat, să facă din noi niște oameni neputincioși. Aș vrea să vă invit să ne rugăm ca Dumnezeu să rupă legăturile acestea din viața noastră. Dacă ai venit în locul acesta astăzi cu o inimă apăsată și rea, roagă-l pe Dumnezeu să-ți spună bucuria mântuirii în inimă, frași și surori. Voi credeți că în noaptea aceasta ar putea Dumnezeu să vină să-și ia biserica? Sau așteptăm întâi să se să, să dispară. Nu! Nu, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii, atunci când va veni Domnul, se vor însura, se vor mărita, vor construi, vor lucra unii în Ucraina, alții în Italia, adică ne vom trăi viața de toate zilele și ca un hoț, pe neașteptate, în momentul când nimeni nu se gândește, se va auzi sunetul trâmbiței și Domnul va apărea pe cer. Cât de pregătiți trebuie să fim astăzi? Nimeni nu s-a așteptat în Ucraina la așa ceva. Este o grozăvie ce se întâmplă. Dar a venit. Așa într-o zi va apărea Domnul nostru Pinori. Și dacă ai căutat să faci ceea ce vrea Dumnezeu, dacă ai căutat să împlinești cuvântul Lui, dacă ai căutat să străiești viața, să-i fii plăcut Lui, niciodată nu vei rămânea dat de rușine. Niciodată nu vei rămâne undeva într-o parte. Niciodată Dumnezeu ți-a pregătit o corună care nu se va vesteji niciodată. Dumnezeu a pregătit un loc în cer, frați și sorori, și pentru aceasta trebuie să luptăm. Amin. Și spuneam că ceram la aceste trei zile de post și a venit cuvânt din partea lui Dumnezeu în limba ucraineană și a spus O, poporul meu, poporul meu, cât de obosit te văd pe cale, cât de mult mâinile tale s-au lăsat în jos, te rog să ridici ochii, să vezi grânele cât de coapte sunt. Dar unde sunt lucrătorii? Unde sunt cei ce sunt gata să-și jertvească viața pentru mine? Eu am făcut totul pentru voi. Sunt multe întrebări, frați și surori. Dar totuși rugăciunea centrală care vrem să o avem în clipele următoare, vă rog, din toată inima. În urma faptului, noi vă mulțumim din inimă nu știu dacă e, poate e sărăcos cuvântul acesta, mulțumim. Eu știu că și Dumnezeu vă va răsplăti pentru truda și la voastră, pentru cheltuia la voastră, o cred în toată inima, că și spune Scriptura chiar un păcar de apă rece, dat în numele unui ucenic, în numele Domnului, nu, nu se va pierde. Dumnezeu undeva se notează acolo în cer. De asta Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Fiecare să ne rugăm în dreptul nostru. Fiecare să ne rugăm pentru casa noastră și totodată rugați-vă și pentru Ucraina. Pentru familiile cele care s-au împetrit atât de mult. Noi în biserică avem undeva la Voloca peste 50 de refugiați care stau întotdeauna cu noi acolo și a trebuit să învățăm să predicăm în limba ucraineană și rusă. Nu este ușor lucrul acesta, dar ceea ce vedem în oamenii aceștia, atât de mult s-au împetrit oamenii, atât de mult și toată vina o dau pe Dumnezeu. Noi le predicăm Evanghelia, dar ei și m-am întrebat, oare, dar ce s-ar întâmpla cu mine dacă într-o zi eu aș ieși afară și în clipa aceea ar chica o bombă peste casa mea și acolo ar fi soția, cu copii, cu nepoții. Ce s-ar întâmpla cu mintea mea? Ce s-ar întâmpla cu, cu inima mea? și îmi dau seama că și le este greu. Dar este unul care poate sfărăma piatra. Este unul care poate priface inimile de piatră în inim de carne. Este cel care ne-a făcut, a venit în viața ta și în viața mea și ne-a adus mântuire în viața noastră. Cel care ne-a dus pacea și liniștea. Cel care ne-a chemat la o împărăție veșnică. Cel care este cu noi de zi în zi până la sfârșitul viacrului. Este Dumnezeul nostru, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar acolo, în zona aceea, e de război. Vin frații de acolo, spun, știi ce se întâmplă acolo? Am văzut o imagine, mi-a plăcut atât de mult. Îmi pare rău, era bine să o duc să vă pun. Un, un, mic video, la ora 7 și 15 dimineața, au unit frață în biserică și nu era niciun fel de loc, nici în picioare nu era unde sta. Și predicatorul stătea undeva în mijlocul bisericii, și în jurul lui tot erau oameni pe șăzute, unde puteau, pe balcoane, erau oameni care îl priveau și sorbeau cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am întrebat, oare tată, oare trebuie să vină un război pentru peste noi ca să ne trezească la lucrare, ca să ne trezească să facem lucrările tale. Sunt multe întrebări. Dar fiecare răspuns îl putem da noi, personal, apelând la Dumnezeu. Căci Dumnezeul nostru este viu, El vorbește, El ne călăuzește, El ne-a dat Duhul Sfânt care este Dumnezeu, nu este o putere, este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta este cu noi și noi când? Numai la biserică? Frați și soră, numai la biserică? No. Nu! 24 de ore este cu noi și noi. Și atunci când mergem la muncă, și atunci când mergem la odihnă, și atunci când ne întâlnim cu frații, și atunci când avem părtășii, Duhul Sfânt întotdeauna este cu noi. Și haideți să rugăm pe acest Duh Sfânt care este cu noi. Sunteți Biserica Domnului care sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Hai să-L rugăm sincer, Doamne, binecuvântă Ucraina. Oprește acest război. Adu pace din nou. Ca să prețuim aceste lucruri astăzi ca niciodată. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. Amin. Haideți să venim în fața Domnului și să ne rugăm.